Deci în cauza Uzian și ceilalți se pronunță dispozitiv. De mea cu 49, ne-a dat 2, 415, ne-a dat 1, punctul 1, litera C, punctul 2, de 419, punctul Sirul de Naugule, și eram decidit. Admite parțial apelul procurorului procurorului Griulienie, Iurie Graur, al părții vădumate Stachii lui Borde, al avocatului Valentin Balan, în numele părții următoate, Bacal Maria, Clasifica, Zamșa, Iugenia, al inculpatului Tănasiu Serghii. Casează inclusiv din oficiu sentința judecătoriei Griulieni din 27 aprilie 2012, în partea achitării inculpaților Bozian Nina, Chetream Liliana Tănasiu Serghii, pe articolul 195 cod penal, în partea admiterii acțiunii civile a lui Jenineco Gheorghe, în partea nesoluționării acțiunilor civile ale părților Lătăvate, Băcal, Maria, Băț, Silvia, Zamșa, Eugenie, Grama, Luhmila, Stach, Iubov, și în această privință pronunță o nouă hotărâre, potrivit ordinii stabilite pentru prima instanță, după cum urmea. Recunoaște vinovați pe Bozian Nina, Chetream Liliana, Tănasiu Serghei, desăvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 96 alineatul 4 cod penal și le stabilește pedeapsa cu închisoare pe termen de 2 ani la fiecare. În baza articolului 90 cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei pe termen de 2 ani, obligându-i să nu-și schimbe locul de trai fără acordul organului competent care pune în executare sentința. Admite în principiu acțiunea civile ale părților vătămate Bacal Maria, Dăț Silvia, Zamșa Eugenia, Grama, Mila, Stati Libov, referitor la încasarea prejudiciului material, urmând ca asupra cuantumului despăgubirilor să potrească instanță civilă, admite parțial acțiunile civile în partea încasării prejudiciului moral și încasează în mod solidar de la Bozian Nina, Chetream Liliana și Tănasiu Serghei, prejudiciul moral în sumă a câte 1000 lei, în contul fiecare din părțile vătămate Bacal Maria, Băț, Silvia, Zamfra, Eugenia. Decizia este definitivă și executorie, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni. Pronunțarea în termen de 30 zile, pronunțarea integrală a deciziei va avea loc pe data de 18 ianuarie. 18 ianuarie la ora 10:30. E clară hotărârea? E clară, hotărârea îndrept. E clară. E clară. Deci, cât ține de... Luați loc acum. Deci, cât ține de ultima frază care a pronunțat-o domnul judecător Apăutor, pronunțarea hotărârii integrale. Potrivit codului de procedură penală cu modificările de ultimă oră, noi anunțăm data pronunțării integrale. Deci, nu vă expediem prin poștă, dacă dumneavoastră veniți. Veniți aici, primiți hotărârea integrală, semnați că ați primit-o și iată anume din acest moment când ați primit hotărârea integrală, curge termenul de recurs. În cazul în care dumneavoastră, din anumite motive, nu o să puteți fi prezenți la pronunțarea hotărârii integrale, pe adresa dumneavoastră de domiciliu, această hotărâre vă va fi expediată. Și din momentul când o primiți, de asemenea vă curge termenul de atac în continuare. Este clar? Acum, ca să nu pierdem toți timpul aici, Olea, te cobori frumușel cu oamenii, ai lista, da? Te cobori jos, dumneavoastră semnați că v-am informat despre data pronunțării hotărârii integrale și sărbători fericite la toată lumea. Da, ce ați vrut să întrebați? Cum vorbești, tu ce faci? Îmi cerem scuze pentru că noi suntem schistoți. Deci, asta e articolul 190, dar pe articolul 361, care... Dar dumneavoastră ați auzit până la urmă ce s-a pronunțat în rest? Ființa se menține. Ați auzit? Nu, țăran și o să-mi dar n-are importanță, eu am explicat. Jenineco, în privința dumneavoastră, ați înțeles că pe partea la 361 a rămas în vigoare, a fost casată numai în partea admiterii acțiunii civile. Deci, în privința dumneavoastră a fost încasat 30.000 prejudiciu moral, a fost casat și încasat 1.000 lei în contul dumneavoastră din contul lui Tănasiu. Totodată și cheltuielile de judecată au rămas în vigoare, 3.000 lei, tot în contul dumneavoastră. Atunci când o să primiți hotărârea integrală, o să aveți posibilitate să știți și o să vă fie totul clar. Ori noi nu putem acum să vă
explicăm tot ce avem de gând să facem în parte motivată a hotărârii. O să o primiți, o să vă fie clar. În cazul în care nu sunteți de acord cu această hotărâre primită de noi astăzi, aveți 30 de zile din momentul primirii la dispoziție să o atacați la Curtea Supremă de Justiție. Este clar? Da. Este clar. Sunteți, cu tine nu discutăm acum, sunteți liberi? Da. Să aveți parte de zile liniștite. Sfârșitul lumii să amână pentru altă dată, așa că ne vedem... Numai nu aici, mai bine să ne vedem în stradă sau la brad în centru. Bine? Da. Ei tot, să fiți sănătoși. Altceva. Nu plecați nimeni, doamnă, o să contestați hotărârea asta? Sunteți de acord cu hotărârea, doamnă? Sau o să contestați? Doamna a fost condamnată, nu? La 2 ani de închisoare. Condiționat, nu? Da, da. Și în cine? Asta e foarte rău. Sim, da? Nu, ei trebuie să fie pedepsiți, asta e foarte puțin. Da? Dar sunt foarte da, multe... Da. Stai acasă. Da, asta e foarte puțin. Și în special și-a dat procuratura. Și-a dat 2 ani condiționat, da? Da, condiționat, e foarte puțin. Atâta lume suferită și-o cunosc toți aici, sunt foarte mulți în plus. Deci o să contestați și dumneavoastră? Sigur. De ce îți vă încauzați dacă o să te iei la închisoare femeia asta? Mulțumire sufletească. Să simtă durerile noastre. Da, să simtă durerile alților, da, sigur. Dar banii cum îi recuperați? Dar banii nu o să aibă ce recupera. Oamenii ca tare cercă să fie recuperați banii de la microinvest. Oamenii să fie liberi. Microinvest e asupra lor. Fiindcă oamenii, într-adevăr, nu au fost viri și au fost întunecați la ochi. Nu s-au lămurit ce și cum, nu s-au lămurit contractele cum s-au făcut, cum s-au escalit contractele, nu s-au lămurit ce, ca garant, când merge ca garant, nu s-au lămurit obligațiunile și datoriile. Absolut mică. Așa, dar nu era scris în contract asta? Nu, nu, nu. Nu. Acolo nici nu puteți ști de mărunțel ce era scris, acolo nu nici nu vedem și scris. Nu era contract. Dar ce semnați, nu puteți vedea? Să iei procuratura generală, să iei, să lămurească. Corupție să iei la evidență. Noi cerem corupție să iei la evidență. Altfel, noi să mergem până... Centru anticorupție, da? Numai decât, numai decât. Noi să mergem absolut până instanțele europene, dar noi totuși o să mergem mai departe, fiindcă noi știm că câștigul trebuie să fie a nostru. Deci ați vrut pedeapsă mai mare pentru doamna Bozian? Da. Practic nu s-o dat pe viață. Dar pe 2 ani de închisoare. Și dacă mai greșești odată... Asta e închisoare de pe gratis? Stai acasă, dacă mai greșești odată. Ea are greșit de gata. Ea are 3 dosare... Pe ce are voie să lucreze cu condamnare? O să măgească pe alți oameni. O să-i înveț ce-a făcut el. Să ducă eroare alți oameni. Da. El o să-i înveț pe alți, ca profesor. Deci sunteți nemulțumiți de justiție. Foarte nemulțumiți. Ascultați, eu vă spun un moment. Medicul, când un om bolnav se duce la medic, ce face el? Dă analiză ca să vadă care e boala, tu corect? Dar noi acum am venit, iată, noi suntem... Cât spăgubiți? Diagnozele. Noi suntem analizele. De ce nu le faci diagnostica? Noi cerem diagnostica, adică să-i corect. Păi iată, eu condamnată, 2 ani. Iată, eu susțin toți aceștia oameni. Eu susțin. Ține, cât ați pătimit din cauza asta? Nu i-a numărat nimeni, dar mai tine că să ajunge 100. Dar în procesul, da, în procesul ăsta cât ți-a spus? În procesul sunt 12, dar... 12 părți vătămari. Și mă tare ți-o dat 1000 de lei de spăgubiri. Da, mi le-o dat. Eu zic câți ani ați le văd. Dacă deci, o hotărâi, deja poți duci eu executor, dar cât ți-ai pierdut? Dacă am pierdut anii ăștia mai tine că peste 20.000 și sănătate. Cu judecata sau pentru casă? Pentru tot, pentru telefonie, pentru transport, pentru avocatură, pentru xerocopie, pentru... Ei, ți-au mai dat și 3.000 cheltuieli de judecat. Când ați le văd în buzunar, scăța. Deci, vreau să spun, au falsificat fără nerușinare în proces Tanasev, care nici nu m-a văzut mai. Eu l-am văzut prima dată peste un an jumate de când a apărut asta. De cine e Tanasev?
Tanase Vesta a fost managerul la Creuleni. Eu am escalit odată în 2005, dar era altă persoană acolo, de 20.000. Și el tot a fost condamnat aici, alături de doamna Buzian? Da, Tanase, da. Și eu m-am falsificat, acel de 20.000 l-a achitat, și peste un an, în 2006, s-a făcut un 25.000, falsificat escalitura, a doilea, l-a achitat. Și pe urmă trei l-au achitat. Dacă ăsta nu l-a achitat și e am ajuns sau nu am ajuns. Dar dacă puteți să-l achite, să fac unul 200 de mii. Mulți mi-au spus. Deci aici e o piramidă care, fără nerușinare. Am dar de, și... cât, de cât timp s-a ocupat ei de asta? De când aveți relații cu ei? Catarii se... Nu, am început în 2009, peță din vară. Trei ani. Ei e special din, nu, spunem așa, din filiala Creuleni, o ținută, este special încă un an de zile, dacă de la vreme, nu erau penalități, să puteți și mai repede și alte sentințe, pentru că, mă rog, trec ani, eu știu cum a ajuns așa și o tergiversat, a meu dosar, s-o tergiversat cel puțin 9 luni în Creuleni. Pe ați mers separat sau după aceea v-au unit da, în coace la curtea de apel? S-o tergiversat 9 luni. Asta e, eu am ajuns la procuratorul general, la domn Marian Lupăr, președinte de parlamentul, și s-o comasat am cu aici. Da. Deci procurorul a cerut pentru ei 15 ani de închisoare și instanța au dat numai 2 ani și condiționat încă. Da. Procurorul din Creuleni. În prima instanță. Da, în prima instanță. Dar ce au zis prima instanță de la Creuleni? De o achita integral, de o achita pe doamna Nina Bozian, de scoate interdicția. Ah, deci aici încă cum necum da. V-au mai făcut dreptate. Da. Aici încă aici nu m-au făcut, da. Poate protestul a ajutat. Da. Dar de oște noi vrem să menționăm că în familia Bozian, nu e numai Bozian, Nina. Toată familia. Acolo e toată familia, așa că lucrul este destul de grav. Trebuie să se scroate? Toată familia e scroacă. Dar microinvestul ăsta mai există? Da, există și lucrează. Colaboratorii lucrează. Adună bani sau chiar faci casă? Coleg Colun, ia ca aceștia tot ne-au vorbit. Bancă pe care noi nici nu știm, persoanele cunoscute. Coleg Colun. Oleg Colun, Colun Tatiana, băț Valentina la moment celac, Valentina, ei toți inculpați, ei toți au fost aceeași bandă. Dar nu au fost condamnați acolo. Acum nu, acum nu, dar ei toți sunt aceeași bandă. Vă lămuresc eu, au luat 460.000 de la Banca Socială, Colun și Colun, și acolo și cel mai interesant, și pe gospodărie țărănească. Eu știu precis că doamna Luba Sachi a luat de la fisc, a luat că nu a dat nicio declarație, nici pe venit, nici declarații, măcar că a lucrat ceva, luând 460.000 credit pe gospodărie țărănească, neachitând un bănuț și făcând prejudicii la Banca Socială de 970.000 de lei. Și ce e cel mai interesant? Acolo încă a fost făcută casa ei, a fost fotografiată și pusă pe alte... Ce legătură are casa ei? Casa ei a fost făcută reparație ca să o poată fotografia și poate să fie la alte numere cadastrale, punem fotografiile la casa ei. Și casa ei figura în trei credite mari. E cumpărat loc, alege. Și pe... Pentru aceasta Colun și Colun au luat câte 2 ani și așa de acum au acasă, adică jinerile, fiica. Ca și aici, da? Ca și mama, soacă. Da. Unica și parcă așa ne destulează, adică nu că să înțelegi că la nimeni nu ne încurajează, adică de ce? Că și Colun au undeva câte acum în proces să li se deschidă undeva încă 2-3 dosare penale și la Vozian fix așa. Dar adică dacă le mai deschid și acelea, adică ei vor așa, vor așa o să stăie. Principalul, eu vreau să mai amintesc fiscul de la Creuleni, nu căutați să vadă și cu gospodăria și ea. Acolo sunt tare mult de lucru și din torți înapoi tăi. De controlat, acolo trebuie tare mult. Deci dacă nu au controlat până acum, fiscul e complice, da? Nu, cum e complice? Ceva acolo nu e la loc. Trebuie să... Măcar mai târziu decât de loc. Am înțeles.